ce condimente să folosim și să nu folosim în momentul în care suferim de anumite afecțiuni respiratorii, ce anume irită, da. De sensibilitate? Păi așa cum știm, piperul, ardei iute, irită și mucoasa unor oameni sănătoși, pentru că ne curg lagrimile și strălutăm. Imediat, da. Așa că aceste condimente nu sunt ar fi indicate. Dimpotrivă, sunt recomandate cele care au efect emolient, cum ar fi curmalele, smochinele, acum se găsesc și la noi sub forma aceea deshidratată, și chiar sunt niște rețete. Dar iată, face excepție hreanul. Hreanul, de asemenea, am putea spune că se aseamănă cu piperul sau ardeiul, dar nu este așa, pentru că în caz de tuse, recomandăm ceai, hrean dat pe răzătoare, amestecat în cantități egale cu miere, și se poate pune la frigider și consuma câte două lingurițe pe zi, însă înainte de consum el trebuie scos din frigider, niciodată nu se consumă rece. Deci se consumă la temperatura camerei.